Medicul și cercetătorul Octavian Jurma consideră că un lockdown este soluția în această situație de criză a țării, în care vom ajunge să avem 3.000 de decese pe săptămână. Jurma spune că vaccinarea și respectarea restricțiilor ne vor ajuta să împiedicăm răspândirea virusului și mai mult să nu ajungem să avem noi tulpini, așa cum s-a întâmplat în Marea Britanie, unde a apărut o nouă tulpină derivată din Delta. Împiedicând circulația pentru o perioadă scurtă de timp, virusul moare în gazdă sau cu gazda, pentru că organismul nostru îl va distruge în 14 zile sau virusul ne va distruge pe noi. Este o luptă pe viață și pe moarte. Dacă împiedicăm persoanele infectate să ia contact cu cei care sunt vulnerabili, împiedicăm virusul să treacă. Deci el fie își va omorâ gazda, fie va fi ucis în gazdă în 14 zile. Deci o carantină teoretică absolută de 14 zile ar stinge complet pandemia. Nu se poate asta. Și de aceea o carantină dură ar reduce masiv numărul de cazuri, după care am putea să o ușurăm, pentru că acum un lockdown ar fi mult mai ușor de suportat decât primul lockdown. Avem mult mai multă experiență, avem online. Prognozele făcute de cercetătorul Octavian Jurma ne dau fiori, dar sunt cât se poate de reale. Numărul deceselor va fi într-o continuă creștere, în condițiile în care nu se iau măsuri suplimentare. O să depășim 3.000 de cazuri până la sfârșitul acestei săptămâni, deci duminică săptămâna vom încheia cu în jur cu peste 3.000 de cazuri pe săptămână. Vedeți cât de mult a crescut în doar o săptămână. Decese, scuze, da. Acest val de decese care vine la 2-3 săptămâni în urma valului de infectări va fi cu noi pentru cel puțin 3-4 săptămâni de acum înainte, pentru că măsurile care văd că nu se iau încurajează pandemia să evolueze în continuare relativ puțin stânjenită. Asta înseamnă că săptămâna aceasta vom avea peste 100.000 de cazuri. Săptămâna viitoare vom avea din nou peste 100.000 de cazuri și nu cred că măsurile, așa cum sunt ele prognozate, poate se vor schimba până luni, vor putea să ne scoată din această creștere mai lentă, dar foarte masivă. Adică, cât despre impunerea obligativității certificatului sanitar, cercetătorul Octavian Jurma a dat exemplul Marii Britanii, care a lăsat garda jos și acum se confruntă cu o tulpină derivată din Delta, despre care se spune că este mult mai contagioasă. Vaccinarea este măsura farmaceutică. Pe termen scurt chiar, vaccinarea în 2-3 săptămâni ar putea da rezultate bune, cum s-a văzut și în valul 3, când a avut efect relativ rapid. Dar totuși e nevoie de 2-3 săptămâni ca și vaccinarea să oferă o protecție suficientă încât să decupleze infectarea de o formă gravă de boală. Răspândirea tulpinii va fi mult mai greu de controlat. Vedem că Marea Britanie, spre deosebire de Italia, nu a adoptat certificatul verde la presiunea populistă care a existat în ambele țări, dar ei au cedat și n-au adoptat certificatul verde. Spre deosebire de Italia, unde și numărul de infectări a scăzut dramatic, în Marea Britanie vedem că numărul de infectări a continuat la un nivel relativ mare, s-a permis circulația liberă a virusului și ce aflăm acum? Că apare o nouă tulpină derivată din Delta care este mai infecțioasă decât Delta.